Astăzi, opinia publică națională a aflat din presă, repet, din presă, nu de la autorități, despre o posibilă răpire a unui angajat al Inspectoratului de Poliție Florești din cadrul Inspectoratului General de Poliție, care s-ar fi produs în dimineața zilei de azi de către persoane ce ar fi fost echipate cu însemne ale așa zisului MGB Transnistrian, Ministerul Securității de la Tiraspol. Incidentul ar fi avut loc în această dimineață în zona de securitate în orașul Caminca, în stânga Nistrului. Lipsa de reacție a Ministerului de Interne și a Ministrului de Interne, a directorului SIS și mai ales a președintelui țării, în calitatea sa de președinte al Consiliului Suprem de Securitate a Statului, într-o chestiune de securitate națională și siguranță personală a cetățenilor Republicii Moldova în zona de securitate, demonstrează că instituțiile abilitate ale statului sunt lipsite de autoritate și complet nefuncționale. Acest lucru are drept cauză abordările irresponsabile și extrem de periculoase ale președintelui Igor Dodon în problematica transnistreană și vasalitatea acestuia față de interesele străine țării noastre, manifestată prin promovarea proiectului de federalizare numit și Balșoi Pachet. În aceste circunstanțe de pericol pentru securitatea națională și a cetățenilor țării, facem apel către partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova și instituțiile internaționale, în special către adunarea parlamentară a Consiliului Europei, ca prin mijloacele de care dispun să intervină pe lângă Federația Rusă în vederea eliberării imediate, necondiționate a polițistului moldovean. Totodată, cerem convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate a țării, a statului, o informare publică autorizată din partea instituțiilor vizate, precum și demisia imediată a ministrului de interne Pavel Voicu și a directorului SIS Alexandru Iesaulenco. În caz contrar, fracțiunea parlamentară a platformei Demnitate și Adevăr are mandat deplin să ceară convocarea de urgență a biroului permanent al Parlamentului și a ședinței legislativului în vederea examinării moțiunii împotriva ministrului Afacerilor Interne și a votului de neîncredere acordat directorului SIS. Atenționez că în perspectiva alegerilor prezidențiale, miza transnistreană este una extrem, extrem de mare. Iată de ce fac apel către toți cetățenii țării să fim atenți, să fim vigilenți pentru cine și cum dăm votul. Platforma Demnitate și Adevăr va face tot ce stă în puteri ca experiența anilor trecuți, a alegerilor trecute cu transporturi organizate la secțiile de votare să fie curmată. Iată de ce, în aceste momente, la Curtea de Apel Chișinău este examinată cererea Platformei Demnitate și Adevăr, cererea candidatului Platformei DA la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie cu privire la secțiile de votare deschise de către Comisia Electorală Centrală în mod excesiv și, am spune noi, arbitrar. Mă opresc aici, am să-l rog pe domnul Chiril Moțpan, vicepreședintele Platformei Demnitate și Adevăr, ex-președinte al Comisiei de Securitate a Statului din Parlamentul Republicii Moldova, să vină cu completări. Mulțumesc! Dragii mei, ceea ce se întâmplă acum este o urmare a politicii promovate de președintele actual al Republicii Moldova, Igor Dodon, și a instituțiilor pe care le coordonează, a instituțiilor de drept. Într-un stat de drept, un stat care se respectă, asemenea situații nu ar fi fost posibile. Vreau să vă spun că polițistul Andrei Amarfi a fost provocat să vină acasă, aflându-se în dimineața acestei zile, în noaptea trecută de fapt, la părinții săi din Sănătăuca. Pe la orele 2-3 de noapte a fost aruncat o piatră în geamul casei sale din Caminca,
Și urmarea unui telefon al soției către soț, acesta a ajuns dimineața acasă. Nu mai a intrat în curte cu niște meșteri care ar fi trebuit să repare geamul și a fost imediat pus la pământ de 4 persoane necunoscute, cu măști, cu cagule pe cap, în armate, urcat într-un autoturism necunoscut deocamdată și a dispărut. În aceste clipi, în aceste momente, soția dânsului, Olesea, se află la secția de miliție din Kamianka, încercând să afle anumite detalii despre aflarea locului soțului său. Sigur că și motivul răpirii acestuia. Fiica sa de 13 ani, Arina, dar trebuie să spun că în acel moment când a fost aruncat Petroi în acel geam, copiii minori ai lui, a ofițerului Andreea Marfi și soția dânsului dormeau în casă. Sigur că au trăit clipe de coșmar. Lucrurile acestea, așa cum a spus și colegul meu Andrei Năstase, se întâmplă și, în primul rând datorită faptului că Igor Dodon a dus și continuă să ducă o politică proastă în raport cu Transnistria, a politicii lui de deznaționalizare, de federalizare a Republicii Moldova. Eu o să vă spun și mai mult că Transnistria, regimul transnistrian, continuă să nu pună, de fapt, niciun preț pe înțelegerile avute cu Dodon. Pentru că chiar zilele acestea au fost montate sau au fost amplasate încă 8 posturi în zona de securitate, au fost amplasate încă 8 posturi de staționare de, așa zis, grăniceri. Vagonașe speciale cu lumină electrică, cu încălzire, deci se pregătesc pentru timpul rece al anului și asta se întâmplă după înțelegerile pe care le-a avut, așa zisul președinte al nostru, cu liderul separatist. Platforma de Unitate și Adevăr va avea aceeași poziție permanentă în raport cu incidentele care se produc, având în vedere că ofițerii Republicii Moldova își fac datoria și există suficiente cazuri care ne demonstrează că față de acțiunile ilegale ale separatiștilor, regimul de la Chișinău nu ia nicio atitudine. Acesta e un caz strigător la cer. Un ofițer de poliție răpit în plină zi. Dar avem alte cazuri când au fost răpiți cetățeni simpli ai Republicii Moldova. Nu am fost informați și așa cum nici de acest caz nu am aflat decât din anumite surse eu am aflat, colegii mei au aflat deja din presă. Vă vom ține la curent și în continuare ceea ce se întâmplă. Pe acest caz, vă promit acest lucru, am transmis și un mesaj de consolare soției polițistului. Mâine, cred că colegii mei deja vor avea niște detalii despre ceea ce s-a produs și vom afla poate și de la guvernanți. De ce n-au luat atitudine până acum? De ce nu există un mesaj comun al instituțiilor Serviciului Informații și Securitate, a Ministerului de Interne? De aceea este absolut logică cerința noastră ca acești indivizi, cer scuze, care nu-și fac treaba așa cum o cere statutul lor, să-și dea demisia. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Dacă aveți întrebări, vă rugăm. Dacă nu, vă urăm o zi frumoasă și tot binele. Mulțumesc.